Acțiunea de combatere a braconajului piscicol s-a desfășurat în perioada 18-24 ianuarie de către jandarmii suceveni în comun cu Asociația Bucovina Spinning Club în zona acumulării Rogojești din apropierea localității Siret și în zona lacului Hânțești de lângă comuna Hânțești din județul Suceava. Acțiunea a avut o componentă de prevenire a infracțiunilor din domeniul piscicol, dar și una de sancționare a abaterilor. Astfel au fost aplicate 26 de amenzi în valoare de 7.800 de lei pentru un încălcarea condițiilor prevăzute în ordonanța de urgență privind pescuitul și acvacultura. Totodată, au fost confiscate 12 plase confecționate din material textil, dar și de tip monofilament, cu dimensiunea totală de aproximativ 3.000 de metri. Până și babușii frumoase, Inspectoratul de jandarmi județean Suceava va acționa și în perioada următoare pentru protejarea fondului piscicol și respectarea cadrului legal care reglementează pescuitul. De altfel, în ultimele săptămâni, jandarmii au surprins și sancționat și alte fapte de braconaj piscicol la Dărmănești.